Auzi, Radule, și totuși, pe materială îi numeai pe amândoi într-un anumit fel, atât pe ea cât și pe el. Da, domnule Șarina, și vă spun și de ce. În momentul în care venea femeia asta și îi lua apărarea, în contextul în care omul ăsta provoca, omul ăsta jignea. Aoleu, și ea încerca să-i apărarea doar ca să vorbească cu mine, să ducă o discuție mai îndelungată, că probabil îi face pe tine, să discute mai mult și să-și pună casa în cap. Minte. Că n-ai cum să-i apărarea lui ăsta când greșești. Normal că mi-a apărarea când am greșit. Dacă tu n-ai apărarea, îmi era așa, aiurea, nu? Dacă am zis că să-l lași în pace, că dacă el e așa, tu nu trebuie să te pui. Dacă tu iei apărarea, la adresa voastră, înțelegi? Păi și tu de ce îl jignești? Dacă el te jignești, tu de ce îl jignești? Înseamnă că ești la fel ca el. Băi, tac, dar nu pot să nu jignești niciodată, că n-am cum. Îmi pare rău, dacă el face așa, faci și tu la... Pe tine, că asta faci și tu. Asta faci și tu, femeie. Eu nu fac, îmi pare rău. Nu, tu nu faci nimica. Aolo, dă-ți părul după urechi, că nu auzi bine. Așa, dă-ți, mai dă-ți odată. Stai liniștit, că s-a dus într-o parte. Atunci asumă-ți de ce zic chestia asta despre tine. Păi dacă faci exact așa, dar îmi asum ceea ce fac, nu ceea ce spui. Auzi, Radule! Radu, dacă erai împreună cu Adriana și ele două prietene, te comportai la fel cu Gianina? Da, bineînțeles. Dar nu menajezi, domnul Șaxna, pe nimeni. Și acum dar să dau exemplu și dacă, dacă aș fi cu Adelina, m-aș comporta la fel cu ele. Pentru că nu vreau să menajez pe nimeni în care nu are dreptate. Nu... O să-ți spun punctul de vedere, chiar dacă doare, ai chiar dacă dreptate. Nu doare. Și dacă sunt în stare să rămână lângă mine pentru chestia asta și pentru ceea ce sunt, e ok. Dacă nu sunt fiecare odată cu ele. Că tu te crezi accept. Marele deștept. Cine te manipulează? Nu e vorba de deștept, e vorba de demnitatea ta, de caracterul tău. Nu am nevoie să mă respect, dacă tu vrei să respecti, respecti mica, așa oamenii ești tu, slabi, da? Pierd. Ca om, dar tu nu știi, tu nu te respecti pe tine, în primul rând. Mi-mi place să câștig, da? Da, și joc pierd, orice carte îmi pare vreau. Rău, nu competiție. Câștigi. Și am tot drept. Așa nu câștigi și n-ai să câștigi niciodată. Mai vedem. Adriana, faptul că Radu uneori are o atitudine nepotrivită față de colegele tale, te-a făcut cumva să stai așa... În așteptare. Da, normal, pentru că așa reacționa și cu mine. Cum l-aș enerva cu ceva, ar face în toate felurile. Și știe că așa cred că știi foarte bine, că am avut și o discuție pe tema asta și știi foarte bine că m-ai acuzat că te-am înjurat sau dat materialele în gală și ai văzut după așa, da, într-adevăr, nu m-ai jignit, îți mulțumesc pentru că ai ținut da, cu... dar totuși, tot... Vezi că Aolo, lasă-mă cu expresia asta, te pup rău. Totuși ai o atitudine și totuși numești pe cineva mai puțin inteligent. Totuși ai făcut lucrurile astea, chiar dacă n-a fost o înjurătură. Așa, și tu ai făcut-o. Ia uite, da, te-am făcut după 3 săptămâni. Hai să numărăm săptămânile, acum când ne-am jignit, nu? Tu ai face asta cu orice fată, asta zic. Când te enervezi. Când te cu tine, te-am cam menajat un pic, știi, chiar dacă nu meritai. Și am ținut cu tine chiar dacă nu era ca tine. Pentru că așa mi se părea normal. Să merg cu iubita mea, între ghilimele. Sau viitoarea mea iubită. Înțelegi? Ceea ce tu n-ai știut să faci chestia asta. Că pe tine te-ai interesat. Eu am spus când aveai dreptate și când nu aveai. Și așa voi face mereu. Poate. Dacă era într-o relație cu tine, îți luam apărarea. Să ții cu oamenii care te jignesc pe tine și te facă o femeie nasoală rău, fără operații. Aole. Să ții cu ele în contextul ăla, în loc să ții cu mine. Bravo, ești foarte cool. Auzi, Adriana, te așteptai cumva ca în momentul în care tu nu o să mai fii apropiată de Radu. Pui punct cunoașterii. Să mă atace în continuu, da. Dar el a spus-o. Dacă nu ai vrut să fii cu mine sau ceva de genul, nu știu dacă sunt chiar cuvintele lui, pregătește-te. Mm-hmm. Că jocul începe și eu sunt jucătorul. Deci s-a ținut de cuvânt. Da. Nu. Și se va ține. Mă refeream la modul cu pupături și cu chestia asta, nici de cum cu atacuri. Dar acum că vin și femeia asta are o totală, nu știu, greșește, îmi spun. Adică nu mai menajez nicio secundă. Și acum o spun, dar o spun direct ai de la rădăcine. Mai și întreb în stânga, în dreapta, care are bani să... Dar eu fie bine, fete. Eu vreau binele. Cu siguranță. De-aia am și spus, ia-l că are, dar nu știu dacă ți-i dă. Poate doar are, dar are pentru el, băiatul, că poate nu-i fraier. Poate îl duce cap. Nu l-ai întrebat dacă și dă? Dar asta, nu asta ține de el, domnul Șax. Dar nu mă interesează dacă o să-i dea sau nu. Stai că-l întreb eu. Auzi, Mihai? N-am bani, domnișoara Cristina. Sunt amărât. Păi și de unde mii tu la acesta? Nu știu. Îți face Radu reclamă doar așa ca să se păcălească Adriana? Tu, de fapt, să n-ai bani? Sunt un om ca oricare altul. Bun, ai o mașină foarte scumpă, vezi că plânge. De la Radu. Vezi că plânge. O, da. Ia, vezi că deja i s-a cam luat. Doamne, Radu, poți să te ridici și costa e om. Te rog. Nu e om mod. A glumit, mă. Se bine. Descurcă, omul trăiește bine. Se descurcă. Deci stai acolo liniștită că te-am pus bine. Nu te pun la nasol. Are o mașină din 2002. Nu e. Da, e de aia 2021.
Șeptar de la prost. Auzit? Mie mi se pare că singurul afectat în situația aceasta este Radu. Adriana zâmbește, hi-hi-hi. Mihai se simte bine și Radu a agitat tot. Are mașină din 2021. Dacă are, are pentru el. Nu o să-mi o dea mie, nu o să trec pe numele meu. O să-ți ții în dreapta cu piciorul așa și mergi. Frate, eu o să produc bani, să am eu mașina mea. Te pup rău. Radule! Ești portiera. Îți dai seama cât suferi tu numai la gândul că ar putea să stea fata. Da, nu, doar așa, mai fac și eu haz de necaz pe seama asta. Ce să fac, dacă unii are. Dacă n-ai, dacă n-ai, păi poate se împrietenește cu tine și iei tu locul, Adrian. E ca prietene, așa pleci cu băiatul într-o vacanță. Dar nu vreau să plec cu băieții în vacanță, nu-mi șac, nu vreau să plec cu după femei. Fete. Dar nu vreau, nici așa, vreau cu femei să plec în vacanță, nu cu băieți. Deci, până la urmă, Adriana și Mihai, voi aveți de gând să vă cunoașteți mai bine sau pur și simplu... Las-o pe Adrian să răspundă prima dată. Zi, Adriana. Dacă spun nu, dacă să zic... Dacă nu te mai gândi la ce spune el. Zice Crescu. Doar 7 de da. Da, probabil da. 7 de da. Da, probabil da. Probabil da. Bine, vom vedea. Auzi de... Dar n-are benzină să-i bagi. Este Adriana, să zic așa, fata care ți-a atras cel mai mult atenția până în momentul de față? Domnișoara Cristina... Nu, nu. Uit în cer, nu prea m-am uitat așa spre mai nimeni. Spunând el, uitându-se la Iasmina. Nu, m-am uitat spre ele. Auzi, nu vezi în aceeași direcție. Mihai, atitudinea ei, felul în care se comportă, îți place? Da. Are o fire puternică? Nu. Da. Nu, asta ascunde, de fapt, nu e puternică. Faptul că vrei să arăți lumii că ești o fire tare, indiferentă și chestia asta, în interior ești moale. Aoleu, adică tu? Adică tu, nu? Zodia, domnișoara Cristina Fecioară, cunosc. Dar bine, lasă-mă cu zodia ta, că mi-e un drag de zodia asta de nu mai pot. Da. Tu ce zodie ești, Mihai? Taur. Împunge Fecioară. Când o pune. A, înseamnă că te împunge curând. Cât de curând te împunge și pe tine? Stai cu minte, că de mână pe porbagaj. Dorian, tu ce zodie ești? Taur. Tot Taur. Numai Taur. Mihai? Trei Taur. Ție-ți plac în general, fetele sunt... Ia potoliți-vă! Lasă-l, Duțule, ce ai cu el? Păi ia, pune mâna pe bărbat, face chestii de... Lasă-l în pace! M-am referit că suntem trei tauri. Doamne ajută, foarte bine! Auzi, Mihai, ție-ți plac fetele mai sensibile sau cele puternice? Că la urechea lui Mihai. Domnișoara Cristina, nu-mi urmăresc chestia asta, pentru la mine altceva contează. Ce anume? Nu știu, să fie, adică cel puțin îmi plac femeile mai reținute. Femeile care știu să vorbească și când să vorbească și ce să vorbească în primul rând. Hai că Adriana știe, Adriana. Până adică... acum, Adriana se încadrează în standardele tale? Da. Deci e un prim pas. Da. Spre suferința lui Radu, care a început să-și roadă unghiile. Mă periam pe bărbiță, domnișoară. Da, lasă, lasă. Da. Așa... Sunteți pregătiți să mergem mai departe? Nu mai mergem nicăieri, domnișoara Cristina, stăm aici. De ce? Ziceam și așa, m-au luat, mi-e cald, domnișoara Cristina. Să nu cumva să plece Mihai cu mașina aceea scumpă, cu Adriana cu tot. Că mi-au și eu, domnișoara Cristina, ce eu sunt mai prost. Păi corect. Câteva cecuri, păi da. Da, și când mergi până ai dat de... Hai, termină cu brand-uri și termină cu mașinile, că nu despre mașini este vorba. Prea se bagă seama. Da. Până vom vedea noi dacă vor pleca Mihai și Adriana împreună cu mașina lui Mihai cea scumpă. Păi eliminăm atunci, să plece mai repede. Păi ca să vedem dacă pleacă mașina. Eu zic să aflăm cine sunt favoriții săptămâni. O să le reamintesc celor de acasă topul celor mai votate, trei fete. Vă voi spune din nou în ordine aleatorie. Adelina, Ile și Adriana. Fata favorită a săptămânii este... Adriana, felicitări! Mulțumesc mult tuturor care m-au votat. Mulțumesc, Radu, că ai avut mult susținători. Mulțumesc, Radu, că mă ajuți să cresc. Mulțumesc. Plăcere. Că mă ataci. Plăcere. Mulțumesc tuturor. Auzi. Păi nu mai atac pe nimeni atunci. Nu mai vorbesc. Azi nu mai vorbesc. Hai bine, tac. Adriana, lăsând gluma la o parte, crezi că ceea ce s-a întâmplat între tine și Radu ți-a adus, ca să spun așa, un cumul de voturi din partea publicului? Probabil da.
Ai mei nu mă trădează niciodată, domnișoara Cristina. Nu o să vină la ea, dar am și zis, dați cu hate-ul Adriana. Dacă am văzut poza, am văzut videoclip când s-a pupat cu Vlad și m-au întrebat, bă, ce-a făcut femeia asta? Și a spus, bă, ce-a făcut, s-a pupat cu el, da, zice. Cu toate astea, se pare că sunt votată pentru ceea ce sunt eu. Mai pupă-te, poate ți-aduce mai mult. Auzi, dar nu te-ai gândit că poate asocierea cu Vlad a făcut-o fericită? Asta da, mai bine așa, decât de la mine nu pleacă nimeni. Le reamintește-lor de acasă topul celor trei băieți în ordine aleatorie. Iacob, Vlad și Radu. Băiatul favorit al săptămânii este Radu, felicitări. O plecăciune, domnișoara Xna, pentru toți susținătorii mei, pentru Diavol, pentru susținătorii lui Radu și pentru toată lumea de acasă care mă votează număr cât mai mare. Vă mulțumesc și vă pup. Așadar, avem numele celor doi favoriți, implicit cei doi protejați, Adriana și Radu. Mai avem nevoie de doi concurenți protejați, o fată și un băiat. În această seară, fetele vor proteja un băiat, iar băieții vor proteja o fată. Diana, pe cine ales să protejezi? Alex, îl protejez pe Alex. A făcut din, parte din cauza că mi se pare că e cel mai sincer în relația sa cu Alina și vreau să le dau ocazia să se cunoască mai bine. Vezi că ce deja ai intrat în brigadă, ce brigadă. Auzi, Diana, Alina, chiar dacă l-ai șocat pe Radu, băiatul pe care tu îl placi. Păi, dar îl plac pe Radu, nu pe Alex. Nu, de ce să-l șochez? Că n-am zis că îl plac pe Alex. Bine, dar l-ai supărat pe Radu. Păi, las că-i trece, că-i dau un pupic și trece. Ia uzi, ne-i uzi. Am înțeles. Bine, Georgiana. Da, îl votez pe Dorian pentru că vreau să avem ocazia să ne cunoaștem mai bine. Gianina. Îl votez pe Claudiu ca să rămână lângă mine, să ne mai cunoaștem. Mulțumesc. Iubesc mai mult decât pe Nicola. Mulțumesc, Gianina. Yasmina. Îl votez pe Alex să poată să-și continue relația cu Alina aici în casă. Padu-ți! Au nevoit de la ta strategie! Nu. Alina. Pe Alex, pentru că mai avem niște lucruri de lămurit. Ce? O să căsătorie? Vei vedea! Căsătorie? Vei vedea. O să vezi. Adelina. Tot pe Alex îl votez. Asta da șoc. Da, de Vlad, așa. Da. Deja, Stai, sinceră să fiu, nu ne-am gândit o secundă la lucrul acesta și vorbesc foarte serios că nu am vorbit între noi, dar Alina este colega mea de cameră și în același timp, dintre toate fetele, consider că e singura care are nevoie de cineva lângă ea în momentul de față. Ile. Alex. De ce? Nu stai lângă Alina. Vreau să Radu, atenție la limbaj. Haideți, domnișoara. Dar nu e brigada asta, când v-am zis 200 doar noi. Adriana. Mihai, simt că are multe de spus în emisiunea asta. Mulțumesc, Adriana. De ce? Un prim pas a fost făcut, ca să spun așa. Și de data aceasta de către o fată. Cred că mă îndrept iar spre Adriana. Șoară Cristina? Da, eu chiar m-aș bucura dacă i-aș vedea împreună, sincer. Să-ți faci okay. Eu, dar să sunt eu acolo. Sunt eu acolo. Te potrivesc? Domnișoara Cristina, din punct de vedere aspectului fizic, dau bine. Nu pot să zic, dau bine. Da, felicitări, Alexandru, ești protejat alături de Radu. Auzi, Radule? Da, domnișoara. Ce te doare mai tare? Faptul că l-au protejat fetele pe Alex sau faptul că Adriana l-a protejat pe Mihai? Domnișoara Cristina, sincer să vă spun, cred că puțin din ambele. Adică nu mă așteptam să clacheze și Adelina, cum am spus, hai că dacă mă apropii de aia, poate o scot din ecuația ele. Dar văd că a rămas acolo și cred că mă retrag ușor ușor și cred că mă duc lângă Mihăiță dacă toți suntem prieteni și cred că luptăm pentru aceeași femeie. Despre ce vorbim? Aoleu, lupți pentru Adriana? Păi și cred că orice e posibil. Surprizele se țin lanț în casa puterea dragului. Păi corect, da. Obișnuiești să faci tu la date-uri săptămâna următoare, probabil. Pa. Da. Auzi, Mihai, ai fi dispus să lupți cu Radu pentru Adriana? Lupt cu oricine, doamna, domnișoara... Da. Puneți apărăturile, Mihai, să începem. Nu problemă. Îmi place, da. Până la urmă, în dragoste și în război este permis orice. Nu. Iar dacă tu simți că Adriana ar putea fi viitoarea ta iubită, de ce nu? Nu da înapoi. Niciodată nu dau înapoi. Am aflat cine sunt cei doi băieți protejați, respectiv Radu și Alexandru. Este momentul să aflăm cine va fi protejată alături de Adriana. Dorian.
Georgiana, evident, e o fată deosebită. Mulțumesc. Tu vrei să o cunoști? Evident. Bravo. Claudiu. Voi proteja pe Gianina, bineînțeles. Eu vreau să ne cunoaștem mai bine. Ei, nu, nu chiar, nu chiar așa. Nicolas. Domnișoara Cristina, da, voi proteja pe Gianina pentru că îmi place competiția. Sunt un luptător și vreau să lupt cu Claudiu pentru Gianina. Super. Da, să lupt. Până la final, Gianina. Alexandru. Domnișoara Cristina, voi vota pe Arina și cred că știți motivul. Același și cel de săptămâna trecută. Vreau să continuăm și să încercăm să expunem relația asta în emisiune. Mihai. Voi vota Georgiana pentru că văd o relație frumoasă între ea și colegul meu pe viitor. Hai, mulțumesc. Drăguț. Codruț. Eu o votez pe Alina. Pentru că e prietenul meu, Alex. Și nu, nu. Hai, mă, zi. Poate o să observe cum este și Alex și Radu și să facă o diferență între cei doi. Poate vrea să-l cunoască pe Radu. Mersi, mă votez și acum. Bravo, mersi. Duțu. Pe Asmina, domnul Cristina, pentru că vreau să o cunosc mai mult. Ia, pe Alex. Mulțumesc. Frumos. Vlăduț. O votez pe Georgiana, pentru că îmi doresc să se cunoască mai bine cu Dorian. Mulțumesc, Vlad. Încurajăm iubirea, frumos. De ce încurajezi, Radule? Egalitatea, domnișoara Cristina. Nu. Hai zi, votează. O voi proteja pe Georgiana, domnișoara Cristina, pentru că nu l-a protejat pe Alexandru. Mulțumesc, Radu. Ia uite ce motiv! Spun cum s-a gândit el! Felicitări, Georgiana, ești protejată alături de Adrian. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.